Inspectoratul pentru situații de urgență își recrutează astfel nu numai voluntarii care să-i ajute pe ambulanțele SMURD sau pe autospeciale de intervenție, dar au și o garanție că în comunitate sunt persoane care pot să intervine și să ajute într-o situație de urgență până la sosirea salvatorilor profesioniști. Este și cazul Irinei, o viitoare asistentă medicală care de 2 ani participă la misiunea ale salvatorilor vâlceni. Am aflat tot așa de pe site-ul lor și am zis să-mi depun dosarul și a fost cea mai bună alegere, adică chiar e foarte... ai multe lucruri de învățat, începi să te adaptezi cu situațiile de urgență până la urmă și poți să abordezi chiar și pentru tine în viața de zi cu zi. Adică după ce am început voluntariatul, am avut situații pur și simplu pe stradă, inopinante și am știut să mă descurc. Ca ea sunt și cei 26 de tineri care s-au înscris la cursurile de pregătire ale ISU din acest an. Este practic primul pas pentru a deveni voluntar SMURD. Vreau să cresc. Sunt conștientă că sunt foarte multe informații foarte valoroase primite gratuit aici și cu brațele larg deschise și ar fi fost chiar păcat să ratez șansa asta. Nu ți-e un pic așa teamă că nu ai putea să te descurci, că nu ar fi greu? Oricât de greu ar fi, sunt conștientă că și un mic pas, dacă aș face, tot aș fi cu un plus față de ziua precedentă. Și nu, suntem destul de bine ghidați, nu simt frică. O să învețe să acorde primul ajutor, care este foarte, foarte important în viața de zi cu zi, să acordăm primul ajutor. Pe an, așa, vin mulți, aveți multe serii, sunt interesați să mai facă voluntariat tinerii? Interesul manifestat de oameni este foarte, foarte mare, dar noi avem astăzi a 5-a serie. Sperăm ca și în perioada următoare să mai avem încă o serie, până la sfârșitul anului. În prezent, la ISU Vâlcea sunt 45 de voluntari cu contract, dar este încă nevoie de mult mai mulți oameni dispuși să ajute dezinteresat la salvarea semenilor aflați în nevoie.